FC Botoșani continuă să caute un antrenor la echipă, însă această misiune pare destul de dificilă. Deși s-a negociat cu mai mulți tehnicieni, cu niciunul dintre aceștia nu s-a ajuns la un acord. În acest caz, conducătorii echipei FC Botoșani au luat decizia de a-l lăsa pe Mugurel Cornățeanu, interimarul postului, încă un meci la cârma echipei. Moldovenii întâlnesc duminică pe teren propriu vicecampioana ASEA Târgu Mureș, iar Mugur Cornățeanu își dorește să se despartă de echipă cu o victorie. Partida dintre FC Botoșani și ASEA va începe la ora 18:30.